Disensiunile din PCRM sunt ținute în mare secret. Liderul comunist Vladimir Voronin a refuzat să spună dacă a cerut sau nu excluderea lui Grigore Petrenko și a lui Iurie Muntean de la conducerea formațiunii. Nici ceilalți deputați din PCRM nu au fost mai vorbăreți la acest subiect. În timp ce unii au negat existența unui conflict, alții au declarat că nu au auzit nimic despre subiectul care voiește în presă de două zile. Deputatul Iurie Muntean a negat că s-ar fi certat cu șeful său. Eu nu comentez zvonurile. Dar a existat disensiuni între dumneavoastră și președintele Voronin? Nu. Colegul său de partid, Grigore Petrenko, s-a eschivat să răspundă. Eu am să ies și o spun. Și ceilalți deputați pe CRM au ridicat din umeri și au declarat că nu știu nimic. I-a cerut răspunderea domnului Muntean și Petrenko? Prima dată aud la dumneavoastră. Nu există disensiuni între domnul Voronin și... Nu am discutat tema asta, nu s-au ridicat așa întrebări. Nu, încă n-am auzit așa ceva. Aveam timp. Cred că dumneavoastră puteți să vorbiți cu colegii noștri. Da, a fost așa și spus întrebare, se zvonește. Nu, nu a fost. Nici liderul PCRM, Vladimir Voronin, nu a fost mai vorbăreț. Ce s-a întâmplat la ședință? Totuși, în cadrul ședinței Parlamentului, Voronin a reacționat la unele aluzii la situația din partid făcute de deputați din coaliția de guvernare. Noi o să ne clarificăm de sine stătător. Suntem în situație și avem posibilitatea să ne clarificăm de sine stătător în sânul partidului. Fără de consultații, fără de apeluri din altă parte, acest lucru a fost și este... Așa aparține numai integral partidului și nu sfaturilor dumneavoastră. Țineți-le pentru voi ca să vă fie de folos. Surse din cadrul PCRM care au cerut să le fie păstrat anonimatul au anunțat ieri despre existența unor disensiuni în cadrul Partidului Comuniștilor. Potrivit acestora, liderul comuniștilor Vladimir Voronin ar fi cerut excluderea lui Iurie Muntean și a lui Grigore Petrenko din biroul executiv al formațiunii. O decizie în acest sens va fi luată la plenara partidului care ar putea avea loc pe 7 iunie.